Doamne drag, îți mulțumim că ne putem întâlni ca o clasă, ca o grupă de studiu și putem studia modul în care ne-ai călăuzit în istoria trecută și ce ne învață acest lucru despre prezentul nostru și de asemenea despre viitorul nostru, ce ne învață despre tine, despre caracterul tău, despre dragostea ta, despre ceea ce iubești și de asemenea despre ceea ce urăști. Trebuie să le înțelegem pe amândouă. Mă rog, Doamne, să ne deschizi ochii, să ne dai acel balsam de ochi după care tânjește tot adventismul, dar știm că Tu ne-l poți da prin metodologie, prin ceea ce ne înveți. Îți mulțumesc pentru aceste ore de sabat și mă rog ca Tu să fii cu noi, să ne dirijezi și să ne călăuzești. În numele lui Isus, amin. Am pornit din 1888, uitându-ne la partea internă a anului 1888. Am vrut să știm cum a fost să fii de fapt acolo, să trăiești din 1888, în istoria conferinței de la Minneapolis, dar și înainte de aceasta, în istoria care a precedat-o și cum a fost în adventism după acea istorie. Și de ce a fost un asemenea dezastru în acea perioadă de timp. Așadar, ne-am uitat la 1888, am văzut cum istoria este complexă, a fost în trecut, dar este și în prezent. Și pentru a putea să deslușim acea istorie și să o înțelegem, trebuie să știm să citim lateral. Așa că am introdus acest concept, când am început să analizăm modul în care cercetăm și înțelegem lucrurile. Apoi am început să vorbim despre verificarea surselor. Am început să vorbim despre verificarea surselor care se află în partea stângă a spectrului politic, acolo unde noi ne aflăm ca mișcare. Pentru că dacă ne aflăm în partea stângă a spectrului politic și suntem mai mult de acord cu viziunea de stângă asupra lumii, atunci acelea sunt sursele pe care le vom accepta în cea mai mare parte în cercetarea noastră. Dar chiar și acestea trebuie să le verificăm. Așa că am început să ne întrebăm cum putem verifica aceste surse. Am făcut un pas înapoi și ne-am întrebat, bine, de ce suntem noi de fapt aici? Să ne întoarcem puțin mai mult în urmă și să ne întoarcem la anul 2018, pentru că din 1989 și până în 2018, unde eram noi ca și mișcare? Eram o mișcare de dreapta. Și ce ne-a mutat de la aripa dreaptă la aripa stângă? De ce am decis că majoritatea acestor surse au o valoare redusă pentru noi din punct de vedere profetic, ca mișcare la timpul sfârșitului? Și de ce acceptăm viziunea asupra lumii a acestor surse? Bineînțeles, foarte bine verificate. Deci ne-am întors în 2018 când mișcarea a făcut această tranziție crucială de la aici la undeva în acest spectru. Am spus că au fost predominant patru tipuri de subiecte sau teme care ne-au mutat de la aripa dreaptă la aripa stângă, toate în jurul a ceea ce a fost predat în septembrie și octombrie 2018. Septembrie și octombrie ne-au determinat să facem această schimbare ideologică masivă. În primul rând, a fost o înțelegere a istoriei și conectarea acesteia cu majoritatea morală și cu Partidul Republican. Unii au făcut comentarii săptămâna trecută care au dezvoltat și au extins subiectul foarte mult. Apoi avem înțelegerea istoriei lui Pirus, ca reprezentant al Împăratului de Sud, care este cuprins în Daniel 8:8 și în special bătăria de la Ipsos, care a reprezentat alegerile din 2016. Și acum avem o explicație profetică pentru acele alegeri, care a fost un punct de cotitură în istoria Americii, în istoria Țării Glorioase. Pentru că Statele Unite și Țara Glorioasă sunt subiect profetic, așa că ar trebui să avem o explicație profetică pentru un eveniment atât de important în țara pe care profeția a evidențiat-o. Și am văzut lucrul acesta cu Ipsos.
Apoi, săptămâna trecută, am adăugat al treilea și al patrulea punct, înțelegând formularea mesajului pe plan intern. Dar am privit apoi și pe plan extern și am început să vedem că, da, am avut lucrarea lui Elder Jeff Pippinger formulată la nivel intern în 1996, dar când ne uităm la exterior, a existat și acolo o formulare. O formulare atât în aripa dreaptă, cât și în aripa stângă. Aripa dreaptă a formulat o sursă de informații politice pe care am denumit-o Fox, iar aripa stângă și-a formulat de asemenea sursa de informații politice și o numim CNN. Dar acestea sunt, bineînțeles, titluri care cuprind mult mai multe alte lucruri care s-au întâmplat în 1996. Deci acesta a fost numărul 3, apoi numărul 4. Am discutat despre linia netinimilor și despre ideea că Dumnezeu pregătește nu doar această mișcare, nu doar adventismul, ci cum pregătește Dumnezeu întreaga lume pentru legea dominicală. Ei iau deja decizii care vor afecta modul în care percep evenimentul legii dominicale. Așa că atunci când ne uităm la 2018 și spunem, în 2018 am trecut de la aripa dreaptă la aripa stângă din cauza mesajului a celor două surse de informații. Dar ce înseamnă totuși aceste două surse de informații? Nu am predat un singur subiect intitulat Două surse de informații. Ceea ce s-a întâmplat, aceasta a fost o parte esențială a tuturor mesajelor care s-au reunit oarecum în jurul strigătului de la miezul nopții din diferite direcții. Dar toate au fost în acord unul cu celălalt. Profeția este întotdeauna în acord cu profeția. Și aceste elemente diferite ale diferitelor părți ale mesajului, fie că era vorba de înțelegerea împăratului de sus sau de înțelegerea istoriei din 1989-1996, de înțelegerea anului 2016, de înțelegerea a ceea ce se întâmplă cu lumea, a ceea ce trebuie să se întâmple cu lumea, înțelegerea tuturor acestor lucruri ne-a adus din toate aceste direcții diferite deodată la un punct central, la o concluzie centrală. Iar acea concluzie a fost că această mișcare, pentru a rămâne o istorie de succes, trebuia să schimbe ideologia politică. Iar oamenii fie urmau acest lucru și schimbau ideologia politică, fie părăseau mișcarea și se întorceau la adventism și respingeau tot ceea ce Dumnezeu ne-a învățat din 1989 încoace. Deci sper că putem vedea că toate aceste puncte diferite combinate formează ceea ce am învățat să rezonăm ca fiind două surse de informații. Are logică? Avem toate aceste puncte diferite care vin deodată și ceea ce am făcut în 2019, pentru că oamenii nu vroiau să schimbe ideologia politică, a fost să repetăm aceasta din nou și din nou și din nou. De aceea, aceste puncte prezentate simplu în 2018 explodează efectiv în 2019. Acum, noi nu doar că înțelegem majoritatea morală ca fiind o istorie de 10 ani, acum putem urmări acest protestantism politizat până la prima mare trezire și până în 1798, până în prezent. Deci, de la 10 ani au devenit 240 de ani. Mesajul nostru a devenit din ce în ce mai solid, ca piatra, pentru a încerca să stabilizăm oamenii, pentru că nu contează cât de clar este adevărul. Schimbarea ideologiei noastre politice este una dureroasă, iar oamenii nu sunt întotdeauna dispuși să se lase ghidați de metodologie, de logică și de profeție. Nu atunci când aceasta începe să intre în conflict cu cultura profundă care este bine înrădăcinată. Deci acesta este un fel de rezumat a ceea ce am făcut săptămâna trecută. Acest lucru combinat echivalează sau este egal cu două surse de informații.
O denumire simplă pentru a încerca să explicăm ce învață aceste mesaje pentru această mișcare. Aceasta a fost schița de pe tablă pe care am făcut-o după aceea pentru a explica de ce acel al patrulea subiect, care a format două surse de informații și care se axa pe modul în care Dumnezeu trebuie să pregătească lumea pentru legea duminicală. El trebuie să pregătească nu doar adventismul și oamenii din cadrul adventismului, Dumnezeu trebuie să pregătească întreaga lume pentru evenimentul legii duminicale. Și am mers aici pentru a ilustra de ce este așa. O să șterg acum acest lucru. Unde am rămas după asta? A fost că am spus că toate acestea sunt bune și frumoase, acolo am ajuns, dar apoi ultimul punct pe care, cu care am încheiat, am spus, bine, dar care este scopul? Pentru că ce înseamnă de fapt să fii de dreapta și ce înseamnă de fapt să fii de stânga? Pentru că dacă nu știm ce reprezintă aripa dreaptă și nu știm ce reprezintă aripa stângă, atunci această schimbare ideologică este lipsită de sens. Și dacă nu știm ce înseamnă pentru noi ca individ sau pentru noi ca mișcare profetică, așa că i-am întrebat pe oameni. Ca în câteva cuvinte să îmi explice ce reprezintă aripa dreaptă și ce reprezintă aripa stângă. Care este etosul lor? Am început să facem asta, apoi ni s-a terminat timpul. Deci ce vreau să fac acum, am o listă de persoane care au comunicat și au zis că vor să participe. Dacă nu ați făcut-o, atunci nu ezitați să ridicați mâna și să spuneți ce aveți de zis, dar nu vă voi pune întrebări dacă, pentru că nu vreau să vă pun în dificultate, deci doar dacă ați ales să participați. Dar cei care au ales să participe, vreau să îi întreb. Am momentan 9 persoane și o să mă adresez la fiecare pe rând. Vreau doar să-mi spuneți două cuvinte, un cuvânt prin care să spuneți ce reprezintă aripa stângă și un cuvânt prin care să spuneți ce reprezintă aripa dreaptă. Încercați să ajungeți la subiect, la etosul aripii drepte și la etosul aripii stângi. Și cred că un singur cuvânt le poate rezuma pe amândouă. Nu cred că este o simplificare exagerată și sper că putem ilustra acest lucru. Molly a ridicat mâna, așa că îi vor lăsa pe Molly să vorbească, așa că aveți timp să vă gândiți cu toții, iar eu voi șterge tabla, astfel încât toată lumea să aibă câteva momente la dispoziție. Deci, Molly, ai o întrebare? Nu, am ridicat mâna pentru a participa. Participi? Deci acum am 10 persoane. Un număr rotund și frumos. Niciodată nu e complet fără tine. Vreți să spun ceva despre aripa stângă și aripa dreaptă? Te rog să aștepți un moment ca să pot șterge asta și apoi voi spune oamenilor să vorbească pe rând pentru că vreau să scriu ceea ce ziceți. Vom documenta. Josephine, ai avut un gând sau o întrebare? Te rog să nu răspunzi legat de cel cuvânt de dreapta și despre stânga și despre dreapta, dar dacă ai o întrebare sau un gând, altceva în afară de asta? Nu. Doar că particip și de aceea am ridicat mâna. Eu întotdeauna particip, da. Ești unul din cei 10 pe care i-am notat pe listă. Nu am vrut să șterg acest lucru înainte de a începe, pentru că ne ajută să vedem și să ne reamintim. Pentru că o săptămână este o perioadă lungă de timp în 2022.
Este suficient de mult timp pentru o invazie. Așa că voi trasa linia politicii. S-ar putea să fie mai greu pentru cei cărora le vine rândul mai târziu, dar dacă vedeți un cuvânt pe tablă și vreți să-l repetați, e în regulă. Dar eu voi scrie stânga. Și dreapta. Și apoi putem începe să documentăm răspunsurile cu fiecare cuvânt. Deci, Molly, un cuvânt pentru aripa dreaptă. Majoritatea morală. Este în regulă dacă scriu aici moralitate? Pentru că este într-un fel etosul. Încercăm să ajungem la etos, să vedem mai profund. Cred că au pus-o în propriul titlu, da, pentru un motiv, pentru că este vorba despre moralitate. Și acum am un cuvânt pentru aripa stângă. Progresiv. Da, o idee bună. Josephine? Vrei să folosesc unul din cuvintele pe care le-am folosit săptămâna trecută sau să spun un cuvânt nou? Poți să repeți orice dorești, atâta timp cât e un singur cuvânt. Bine? Eu zic republican pentru dreapta. Și în stânga, democrat. John, vrei să spui și tu un cuvânt? John, vrei să spui un cuvânt? Socialism for the left. Socialism pentru stânga. And conservative. Și conservatorism pentru partea dreaptă. Deci conservatorismul. Un cuvânt încărcat de semnificație. Mulțumim. Marie? I'll put reactionary. Voi spune reacționar pentru dreapta. And I'm really stumped for the left. Și sunt foarte nedumerit legat de stânga, o să spun doar egalitate. Egalitate. Grozav. Mulțumesc. Greg? Advers să schimbării, împotrivitoare, împotriva aducerii de lucruri noi, genul ăsta de lucruri, le place să păstreze lucrurile așa cum sunt, ca și Antigonus, să le păstreze așa cum le-au avut și strămoșii.
Deci advers este un fel de conservator, nu-i așa? Încearcă să conserve. Și dacă încerci să aduci egalitatea sau ceva de genul acesta, ei spun nu, nu vrem asta, nu acceptăm așa ceva. Și că atunci când încerci să aduci lucruri de stânga, ei sunt destul de potrivni și aceste lucruri de stânga. Nu sunt progresiști. Ei sunt împotriva progresiștilor, împotriva socialismului. Putem vedea asta la Curtea Supremă, o lectură literală și originală a Constituției versus una progresistă. Deci asta ai vrut să spui prin adversă? Adversă schimbării și dincoace dispusă să se schimbe, corect? Da, dispusă să încerce lucruri noi. Ray? Mă gândeam la petrol în dreapta și resurse regenerabile în stânga. Este acesta etosul partidelor? Crezi că ai intrat în mentalitatea lor? Nu, cred că m-a ascultat-o prea mult pe Rachel Maddow. Cred că se potrivesc într-un fel la conservatorism și progresism. Am pus o față zâmbitoare aici lângă. Deci petrol și energii regenerabile. Un fel de legătură cu ceea ce a spus Greg despre dorința de a învăța și de a se schimba și despre faptul că nu sunt cu adevărat dispus să încerce lucruri noi. Deci celălalt lucru la care mă gândeam era capitalism pentru dreapta. Deci este în regulă dacă șterg petrol și pun capitalism? Pentru că sunt oarecum legate. Da. Sigur, poate pui o față tristă lângă capitalism. Lin? Nationalist and globalist. Mă gândeam naționalist și globalist. Da, este bună. Deci globalismul. Globalism and nationalism. Da, globalismul și naționalismul. Catherine? Putem să scriem lucrători în stânga și angajatori în dreapta? Sau întreprinderi, ceva de genul? Deci lucrători și proprietari de afaceri. Vedem asta prin impozitele care le aplică, nu-i așa? Da, cred că se potrivește. Rachel? Mă gândeam la ce se gândea și Lin, dar altfel spus, foarte simplu, pentru stânga, comunitate. Da. Și în dreapta, cred că am zis ceva de genul ca eu sau... Cred că s-ar potrivi dacă am spune individual. La asta te gândeai? Da, exact. Așa ar fi mai bine. Comunitatea este ceva global și sinele ceva naționalist, doar eu și individul. Deci faci legătura cu naționalismul. That
that kind of nationalism. Da, faci legătura cu naționalismul. Yeah, da. Globalism și naționalism este ceea ce aveam în minte. Cred că acest lucru ne conduce la un punct destul de bun, la o idee bună. Prodi? Mă gândeam pentru dreapta, dacă am putea să spunem libertate. Deci, pentru că libertatea contrabalansează egalitatea pentru stânga și egalitatea ce avem aici. Deci spui libertate și egalitate. Da, e un contrast. Bine. James, ai ridicat mâna? Mă gândeam la patriarhat pentru dreapta, ceva contra egalității, deoarece este vorba de bărbat care să fie deasupra femeii. Deci patriarhatul aici? Și aici? Mă gândeam la egalitate. Nu știu ce alt cuvânt să pun acolo pentru stânga. Nu trebuie să inventezi cu un cuvânt nou. Dacă ți se pare că acela este cel mai potrivit, e în regulă. Deci te-ai axat pe egalitate, lucru cu care sunt de acord. Feminism. Cine a fost? Cine a zis? Deci patriarhatul, iar opusul este feminismul. Feminismul. Iar tu ai ales cuvântul de dreapta. Acesta este patriarhatul, da? Josephine? Pot să mai dau un cuvânt? S-ar putea să nu fie cuvântul potrivit. Ideologic pentru dreapta. Și non-ideologic pentru stânga. Ce înțelegi prin non-ideologic? Ai putea să ne explici puțin cum concepi acest lucru? Cred că stânga nu are un set de principii pe care să le, la care să țină. S-ar putea să mă înșel, dar dreapta are un set de principii și vrea ca statul să le aplice. În timp ce stânga nu are cu adevărat. Deci ei nu sunt ca dreapta în sensul că modul lor de gândire sau vor ca modelul lor să fie impus la toți ceilalți. În timp ce stânga este un fel de easy going, adică tolerant, așa, acceptă lucrurile egalitatea și e progresistă, dar cred că în dreapta este mult mai mult. Deci pentru că sunt conservatori, ei trebuie să aibă o ideologie ca să o conserve,
Iar întrucât aceștia nu încearcă să conserve nimic, nu crezi că au o astfel de ideologie de care să se agațe? Pentru că, într-un sens, cred că am putea crede că ambele au o ideologie, amândouă susțin ceva, da. Dar pot să văd punctul tău de vedere, pentru că, dacă înțeleg corect ceea ce vrei să spui, este că aceștia nu sunt ideologiști pentru că ei se mișcă, se schimbă de-a lungul istoriei, în timp ce aceștia sunt conservatori. Ei se agață de ceea ce tu ai numit o ideologie. Bine, da, exact, asta am încercat să spun. Bine. Am o mică problemă cu încărcarea. Pentru o secundă. Vreau să mă uit la ceva. Vreau să caut ceva. Sandy, mă gândeam pentru stânga, inclusiv, și pentru dreapta, exclusiv. Inclusiv și exclusiv, referitor la toate ideile, la toți oamenii. Și la exclusiv înseamnă că trebuie să te încadrezi în categoria lor, în matrița lor. Iar dacă nu, te anulează, te pun deoparte. Cred că există mult adevăr în cuvintele care au fost spuse. Nu am spus lucrul acesta săptămâna asta, dar am spus săptămâna trecută. Cred că ar fi bine pentru o anumită parte a acestei discuții dacă am încercat să o abordăm de pe o poziție cât mai imparțială posibil. Părtinirea este normală, naturală și bună. Trebuie să avem o opinie. Trebuie să avem o poziție pe care să o susținem, iar apoi devine practic imposibil să nu privim prin acea lentilă. Dar cred că această față tristă rezumă foarte mult faptul că ne uităm la această parte și vedem tot ceea ce este greșit în ea. Răspundem cu un creier de mișcare din 2022, nu cu un creier de mișcare din 2018. Ceea ce este bine, pentru că suntem de fapt în 2022. Dar dacă ar fi să ne uităm la ambele părți și să vrem de fapt să definim aripa dreaptă așa cum se văd ei pe ei înșiși și să definim aripa stângă cum ei se văd pe ei înșiși, cred că atunci am începe să vedem unele dintre aceste lucruri ca fiind mai complicate. Deci, dacă am vorbit despre faptul că aripa dreaptă este patriarhală, cred că Major Taylor Greene nu ar fi de acord cu noi. Cred că multe femei republicane nu ar fi de acord cu acest lucru. Ea, parcă așa știu că nu este de acord, da? Cred că multe dintre ele nu ar fi de acord cu asta. Republicanismul și Partidul Republican și cel Democrat s-au cimentat tot mai mult în stânga și în dreapta în ultimele decenii, dar înainte nu era așa, inițial nu era atât de fluid. Brandon a trimis un mesaj cu un gând. El nu poate să vorbească în acest moment, dar vreau să aduc în discuție gândul său, deoarece cred că este una dintre acele idei pe care vreau să le observăm cu atenție. El spune, un guvern mare dacă ești de stânga, de fapt am zis corect, deci dacă ești de stânga, crezi într-un guvern federal mare. La asta te aștepți de la guvernul federal, că să fie mare.
Dacă ești de dreapta, vei dori un guvern federal mic. De ce este așa? De ce această parte crede într-un guvern mic, iar această parte crede într-un guvern mare? Pentru că acest concept, faptul că această parte crede într-un guvern mic, iar cealaltă parte crede într-un guvern mare, ne explică și ne demonstrează care este etosul lor. Greg? Un guvern mare este mai inclusiv, pentru că are mai mulți membri din diferite zone și comunități. S-a tot întrerupt, așa că o să încerc să repet ceea ce cred că spuneai. Deci un guvern federal mare pe partea stângă, pentru că încearcă să fie mai inclusivi, așa că aduc mai multe persoane care sunt reprezentative pentru populația generală. Dar ce s-ar întâmpla dacă ai avea 5 persoane și sunt toți bărbați albi, iar în această parte este un număr mai mic, sunt 3 persoane, dar este un bărbat alb, o femeie de culoare și un bărbat transexual. Este un grup mai mic, dar este mai inclusiv decât acesta. Mai multă reprezentare a comunității în cadrul guvernului mare. Este adevărat dacă lași fiecare membru al comunității să participe. Cred că există o parte de răspuns în ceea ce ați spus, dar nu cred că se ajunge chiar la subiectul nostru. Raymond? Vroiam doar să spun că dreapta tinde să nu reglementeze atât de mult afacerile. Pentru că, așa am înțeles eu, acesta ar fi motivul pentru care nu le place un guvern mic. Nu le place ca guvernul să intervină în activitățile oamenilor și au abordat această problemă dintr-un model economic. Oprește-te acolo și spune-mi un singur cuvânt. Nu le place ca guvernul să intervină în activitățile oamenilor. Cum ai numi asta? Libertate? Deci libertatea este etosul aripii drepte. Aș sugera că dacă tai, dacă pui deoparte ce nu le convine, dacă tai ceea ce e afectat de ideologia lor, dacă vrei să ajungi chiar la rădăcina lucrurilor în cazul aripii drepte, aceasta este etosul lor. Îmi pare rău că te-am întrerupt, Raymond. Vrei să-ți termini ideea? Să nu-ți pare rău, vroiam să spun că felul de mentalitate economică cu care abordează această problemă, prin faptul că nu reglementează atât de mult întreprinderile, le permite să facă ceea ce fac corporațiile și așteaptă ca bogăția să se scurgă apoi în jos, ceea ce nu se întâmplă însă cu adevărat. Dar da, cred că am răspuns la întrebare. De ceea ce spui este că un guvern federal mic este mic pentru că are mai puține lucruri efectiv de făcut. Da. Putem să privim așa. Atunci de ce e mare stânga, guvernul federal din stânga?
pentru că încearcă să protejeze oamenii de acest capitalism fără restricții, protejează minoritățile de oamenii care încearcă să le impună propriul mod de viață. Se pare că descrii libertatea. Deci ei protejează minoritățile. Ai nimerit exact ideea. Ei protejează oamenii, iar asta înseamnă muncă. Ai un cuvânt pentru asta? Mă gândeam la restrângere. Ce restrâng ei? Opresiunea? Restrâng opresiunea. Crezi că, care crezi că e etosul lor? Cineva îmi va scrie la un moment dat și îmi va spune că folosesc greșit cuvântul etos, dar este singurul care îmi vine în minte pe moment. Văd libertatea pe dreapta și continui să mă gândesc tot la libertate și pe stânga, dar libertate din. Libertate față de ce sau de ce? Eliberare de ce? Mă gândesc la asta, dar nu prea are logică. Când încerc să analizez mai bine, da, sună exact ca și la dreapta, așa că putem să ștergem asta. Putem să revenim la ea. Marie? Vreau să sugerez socialismul. Socialismul este opusul capitalismului. Iar eu vreau să ajung la rădăcină. Este adevărat, există o opoziție aici. Există o perspectivă cu înclinație capitalistă și o perspectivă cu înclinație socialistă. Dar aveți aici oameni ca Joe Manchin, care este capitalist, sau Kyrsten Sinema. Și ei sunt capitaliști. Deci avem de-a face atunci mai mult cu un sistem financiar și cred că putem intra mai departe ca să vedem rădăcina diferenței dintre aceste două tabere, pentru că am putea petrece săptămâni întregi cu tot ce reprezintă ei și cu tot ceea ce se leagă între ele și la fel și de partea asta. Dar vreau ca să ajungem la rădăcină pentru a putea simplifica cât mai mult posibil acest lucru, pentru că eu consider că politica este confuză și dificilă și cred că și alți oameni o consideră la fel. Dar dacă putem ajunge la rădăcina diferenței dintre aceste două tabere, dacă putem face acest lucru, atunci știm că schimbarea făcută în 2018 nu a fost o schimbare bazată pe transformarea noastră din capitaliști în socialiști, ci ne-a transformat și ne-a întors din a prioritiza un lucru și a învățat să prioritizăm un alt lucru. Nu aș spune că am renunțat la a prioritiza naționalismul și am învățat să prioritizăm globalismul. Există implicații cu privire la această schimbare, cum ar fi trecerea de la capitalism la socialism. Există implicații, da, dar nu aceasta a fost ce trebuia să schimbă în noi această mutare. Nu acesta e punctul de vedere inițial pe care Dumnezeu îl avea în vedere și care spuneam, ai idealizat acest lucru și trebuie să te schimbi și trebuie să vezi acum acest lucru ca fiind prioritar. Știu că am ratat câteva mâini. Molly? Egalitate. La asta mă gândeam și eu. Libertatea este etosul dacă ajungi chiar la inima aripii drepte, dacă scormonești prin toate, prin exclusivism,
prin natura patriarhală, prin individualism, prin naționalism, prin poziția lor morală asupra unor lucruri, prin conservatorismul lor, prin capitalismul lor. Dacă ați trece prin toate acestea și ați ajunge la acea inimă pulsând a aripii drepte, ați găsi acea etichetă intitulată libertate. Aceasta este ceea ce vreau să sugerez. Și dacă ați trece prin socialism, progresism, globalism, natura comunității, incluziune, feminismul, aripii stângi, pentru că sunt tot felul de inclinații diferite ale acesteia, unele persoane din aripa stângă nu sunt cu siguranță feministe, însă dacă nu-ți prin toate acestea și ajungi la inima care bate aripii stângi, ceea ce au ca prioritate este egalitatea. Sharon, am ratat mâna ta? Vreau doar să spun și eu egalitate, dacă nu-i nimic. Îmi pare rău că nu am observat mâna ta. Mai e ceva ce vrea să spui despre asta? Cred că doar din ceea ce vedem, dreapta oferă libertate în schimbul egalității, dacă are logică ce zic. Deci în mintea mea, nu știu dacă are logică, dar în mintea mea este ca și cum dreapta oferă libertate în schimbul egalității. Perspectiva lor asupra libertății de exemplu, legea privind libertatea religioasă care prioritizează libertatea pentru majoritate, nu pentru minoritate, dacă are logică. Nu știu dacă are logică. Ai dreptate, da? Vezi deja problema, bine. În spatele a spune că asta este libertate și asta e egalitate. Pentru că ceea ce am anticipat că oamenii ar putea vedea și cred că este ceea ce deja e evidențiat, este libertate pentru cine? Da? Deci e libertate, dar pentru cine? Mai ai ceva ce ai dorit să împărtășești? Nu, din ce mi-amintesc. Mulțumesc. Cineva mi-a spus că ethos este cuvântul grecesc pentru caracter și că îl folosesc corect. Așadar, ajungem la inimă, la caracterul însuși al celor două părți. Îmi cer scuze că nu am observat anumite mâini, lini. Vroiam să comentez ceea ce spuneai despre libertate pentru cine. Ei au acest concept de libertate pentru individul însuși. Este ca și cum ar avea grijă de ei înșiși, de dreptul și de libertatea lor, spre deosebire de cealaltă parte, care privește într-un fel mai mult din perspectiva conceptului de egalitate, în sensul de libertate pentru societate ca întreg. Așadar, o parte se uită foarte mult în interior, iar cealaltă parte se uită puțin mai înspre exterior, într-un fel. Evident, asta înseamnă mult mai mult decât un singur cuvânt, dar oricum. Cred că pentru o vreme vreau, dacă pot folosi această expresie teribilă, vreau să fac pe avocatul diavolului. Vreau să apăr acest lucru, pentru că vreau să vedem cât de bune sunt argumentele lor și de unde vin. Deci, în primul rând, dacă ar fi să definim libertatea și egalitatea, deci libertatea, voi lua niște definiții din dicționar.
Libertatea este condiția sau dreptul de a putea sau de a ți se permite să faci, să spui, să gândești, etc., tot ceea ce dorești, fără a fi controlat sau limitat. Deci libertate, condiția de a avea dreptul de a putea, de a ți se permite să faci, să spui, să gândești orice vrei, fără a fi controlat sau limitat. Egalitatea este o situație în care bărbații și femeile, persoane de rase, religii diferite, sunt tratate în mod echitabil și au aceleași oportunități. Deci vreau să dau câteva ilustrații, câteva exemple. Vreau să deschid o afacere. Așa că voi închiria un magazin. Și această afacere va vinde echipamente de tâmplărie sau, uitați, va vinde lucruri pentru construcții. Și astfel vreau să angajez doar oameni care știu să construiască și vor fi niște lucruri grele de ridicat. Așa că eu am o prejudecată și sunt un pic sexist. Așa că am spus că în acest magazin, care este afacerea mea pe care am creat-o, în clădirea pe care o dețin, voi angaja numai bărbați. Deci eu zic, eu sunt proprietarul afacerii, eu dețin terenul, și spun că aici vor lucra numai bărbați, numai bărbați. Și atunci intervine guvernul. Guvernul va veni și va spune, nu este corect, o să te forțăm împotriva voinței tale, o să te forțăm ca în afacere pe care o deții, pe terenul pe care îl deții, să angajezi și femei. Dacă mergem la definiția libertății, condiția sau dreptul de a putea sau de a ți se permite să faci, să spui, să gândești ce vrei, fără a fi controlat sau limitat. Este libertatea unei femei faptul de a putea lucra în această afacere? Marie? Internetul meu s-a oprit la jumătatea drumului când vorbeai. Îmi cer scuze. E în regulă, o să repet. Care a fost ultimul lucru pe care l-ai auzit? Vorbeai despre cineva care are prejudecăți și care are propria afacere și vrea să angajeze doar bărbați. Și apoi guvernul va veni și îl va forța pe proprietarul acestei afaceri, cu afacerea pe care o deține, cu terenul pe care îl deține, îl va forța să angajeze femei. Întrebarea mea era, pentru femei, este aceasta libertate? Pentru femei, dacă asta e libertate, este egalitate. Deci este egalitate, dar nu este libertate. Ei bine, depinde cine folosește cuvântul libertate. Dacă vorbim despre cei de dreapta, atunci nu. Asta nu este libertate. Sunt de acord cu tine.
nu este pământul lor, nu e treaba lor. Eu nu am libertatea de a merge la NASA și de a spune, vreau să fiu astronaut. Nu am libertatea de a face asta. Când un om își începe propria afacere, pe propriul teren, dacă guvernul îl forțează să angajeze femei, nu le oferă femeilor libertate, le oferă egalitate. Este cineva confuz sau nu? Este cineva care nu e de acord? Nici o mână nu se ridică. Nimeni nu are libertate de a intra în casa mea și de a mânca mâncarea, nu-i așa? Sandy, când ai explicat acest lucru, am fost puțin confuză, dar apoi când poți vedea diferența dintre egalitate și libertate, cred că a fost destul de clar. Odată ce ai înțeles că nu e vorba de libertate, ci de fapt de egalitate, pentru ca femeia să aibă acest drept. Așa că mi s-a părut util acest lucru. Dacă nu devenim foarte preciși, termenii pot să sune cam la fel. Pot să pară interschimbabili. Luptăm pentru libertatea femeilor. Până la un punct, nu. Luptăm pentru egalitatea femeilor. Pentru că a cui libertate este încălcată aici? Nu a femeilor. Pentru toți cei care vor să intre în casă, să ia cheile și să mănânce mâncarea mea. A cui libertate este încălcată dacă nu li se permite să facă asta? Nu libertatea lor. Dacă ei fac asta, libertatea mea este încălcată. Josephine? Da, voiam să comentez ceea ce ai spus despre oamenii care vin în casa ta și îți mănâncă mâncarea. Acolo libertatea ta va fi încălcată. Au ei dreptul să îți mănânce mâncarea? Ce se întâmplă dacă mor de foame și există mâncare acolo, în casa ta? Nu este corect să fure, dar ar putea să o adune de pe jos. Mă duc un pic în direcția biblică. Femeia care primește ceea ce era căzut pe jos. Dar poate că fac confuzie cu aceste lucruri. Îmi pare rău, dar nu te aud bine. Cred că îmi lipsesc anumite părți. Pot să repet acest gând? E puțin neclar. Deci îți încalcă libertatea atunci când vin la mâncarea ta? Dar dacă într-adevăr mor de foame pentru că mâncarea nu este împărțită în mod egal, da, dar este totuși mâncarea mea. Da, știu, te întreb. Am înțeles că e mâncarea ta și că nu au dreptul să o fure. Dar pe de altă parte, deci dacă nu au niciun drept la ea, atunci dacă nu au niciun drept la ea, atunci dacă iau ceea ce nu au dreptul, înseamnă că încalcă drepturile altcuiva. Are logică? Da. Ei nu au dreptul la ea pentru că este a mea. Deci dacă mi-ar lua-o, ar însemna că îmi încalcă drepturile. Ne poate părea foarte rău pentru ei, dar dacă lăsăm asta deoparte, tot o încălcare a drepturilor mele este. Este o încălcare a drepturilor sale ca proprietar al afacerii
ca proprietar al terenului, să-l forțeze să angajeze femei în afacerea sa pe terenul său. Femeile nu au libertate de a lucra în acea afacere. Aceasta nu le oferă libertate, ci este vorba de a le oferi egalitate. Brody? Când ne gândim la libertate în drept, libertatea este a individului, nu-i așa? Așadar, dacă ar fi să comparăm acest lucru cu ceea ce îi se întâmplă femeii din stânga, acea femeie individuală nu are libertatea de a lucra în acea afacere. Ea este în continuare supusă procesului de angajare și s-ar putea să nu obțină acel loc de muncă. El poate alege o altă femeie. Deci are logică, dar ea are egalitate în sensul că poate participa la un interviu, își poate trimite CV-ul și poate fi luată în considerare printre candidați, în proces de la care ar fi fost exclusă în trecut. Așadar, acest lucru îi oferă egalitate, dar nu are libertate de a lucra acolo. S-ar putea să nu fie la fel de calificată ca un alt candidat, femeie sau bărbat, sau altcineva, sau un alt lucru ar putea să o excludă. Este acest lucru un mod corect de a privi lucrurile? Vreau să mă îndepărtez de ideea că ea nu are libertate, pentru că noi nu am avea libertatea de a intra în casa cuiva, dar în afacerea cuiva. Deci lucrul acesta îi aparține. Prin urmare, e dreptul lui să dea cum vrea. Așa că am fost de acord cu cea mai mare parte a acestui lucru. Singurul lucru pe care cred că l-aș lua în considerare este atunci când spunem că libertățile femeilor sunt îngrădite, atunci când nu au acces la anumite locuri de muncă. Nu mă refer la slujbe de stat, nu mă refer la corporații. Vorbesc ca proprietar al unei mici afaceri, pentru că aici cred că devine mai confuz. Sau doar dacă această afacere care, dacă cineva deține propria afacere, are propriul teren, dacă am extinde acest lucru, cum ar fi sistemul de sănătate, în instituțiile care au implicare guvernamentală, cred că ar deveni puțin mai complicat. Are logică? Cred că da. Poate că nu am fost clară sau poate nu am înțeles ceva. Așadar, spuneam că ea încă nu are conceptul corect de libertate, deoarece conceptul corect de libertate se aplică indivizilor. Îmi pare rău. Încercam doar să fac diferența între libertate și egalitate, pentru că îi se oferă egalitate acelei femei, dar nu și conceptul de drepturi de libertate în acest caz, dar s-ar putea să fiu confuză. Nu, cred că cu creierul meu este lent. Am început să înțeleg asta, dar s-ar putea să am nevoie să mai muncesc cu mine un pic. Dacă aceasta ar fi, să zicem, un parc național și guvernul ar spune că numai bărbații au voie în acest parc național, ar începe să fie o diferență, pentru că este vorba de un teren public. Să spunem că este un teren public, dacă este un teren public, atunci bărbații și femeile ar trebui să aibă acces liber pe el, pentru că este proprietate publică. Și dacă este proprietatea publică, este proprietatea bărbaților și a femeilor. Ar trebui să aibă aceeași libertate. Dar acest proprietar este un bărbat și aceasta îi aparține. Așa că faptul că el trebuie să practice egalitatea împotriva voinței sale, aceasta îi răpește libertatea. Vreau să citesc un citat. Vreau să ne reamintim definițiile. Deci, libertatea este condiția sau dreptul de a putea face, spune, gândi ceea ce vrei fără a fi controlat sau limitat. Deci, ai individualitatea ta, spațiul tău, afacerea ta, platforma ta de socializare.
Și ai dreptul de a face cu acea afacere, de a face cu acea platformă, de a spune pe acea platformă orice îți dorești. Nu ar trebui să fii controlat sau limitat. Aceasta este definiția libertății. Dar platforma mea de socializare este a mea. Altcineva nu are libertate de a veni și de a scrie, de a prelua statusurile mele și de a-și pune propriile statusuri. Acest lucru mi-aparține mie. Ei nu au dreptul să facă asta. Dacă ar face asta, ar încălca libertatea mea. Deci este vorba de a înțelege că aceasta este a mea, am libertate în sfera mea. Să spunem că este vorba de o agenție guvernamentală. E NASA. Ei au libertate în sfera lor. Este vorba de un om care deține o afacere și el are libertate de a opera, de a angaja și de a plăti pe cine vrea, cum vrea, în ce mod vrea. Dacă conduci o afacere, un guvern, pe principiul libertății, nu ai nevoie decât de un mic număr în guvern, pentru că nu au prea multe de făcut. Nu trebuie să se uite, să monitorizeze toate aceste afaceri și să se asigure că angajează oamenii în mod corespunzător. Aceste afaceri aparțin oamenilor, sunt proprietatea lor, așa că nu ai nevoie de un guvern foarte mare. Dar dacă vrei să fii un guvern care funcționează pe principiul egalității, unde aceasta este etosul tău, va trebui să fii mare. Dacă vrei să urmărești ce spune fiecare pe rețelele de socializare, să te asiguri că nu există discursuri de ură. Trebuie să fii mare dacă vrei să poți să te uiți la modul în care fiecare își conduce de afacerea, cum funcționează fiecare și să te asiguri că practică egalitatea. Totuși, atunci când faci asta, de fiecare dată, tu le iei, de fapt, libertatea. Să spunem că acest proprietar deține o cofetărie. Și nu vrea să facă un tort de nuntă pentru un cuplu LGBT. Dreapta spune că este afacerea lui, el are libertatea, dreptul de a discrimina cu propria afacere, cu propria proprietate. Aripa stângă spune că nu are această libertate. Noi mergem pe principiul egalității și dacă nu se comportă corect cu propria afacere, vom interveni și îl vom obliga să o facă. Vreau să citesc un articol din partea Asociației Baroului American. Este vorba de Asociația Baroului American de pe site-ul lor, pentru că vorbesc despre un caz real care a ajuns în fața Curții Supreme. Magazinul de prăjituri Masterpiece împotriva Comisiei pentru Drepturile Civile din Colorado. Deci avem un proprietar care spune că nu face și nu va vinde un tort de nuntă unui cuplu LGBT pentru că asta nu le încalcă lor libertatea. Sperăm că putem vedea această distinție. Cu toate acestea, aceasta le încarcă egalitatea. Este afacerea lui, poate să facă cu ea ce vrea conform principiului libertății. Dacă ești de dreapta, pentru că există persoane LGBT care sunt republicane, trebuie să ne amintim asta. Dacă ne punem deoparte prejudecățile, vom vedea că există bărbați și femei homosexuale care cred că libertatea ar trebui să fie etosul guvernului și ei ar fi de partea lui, pentru că ar spune, nu-mi place ce face, dar este afacerea lui și este dreptul lui să vândă prăjituri oricui vrea să vândă, chiar dacă eu nu sunt de acord cu el. Cunoaștem această expresie? Nu sunt de acord cu ceea ce spui, dar voi apăra până la moarte dreptul tău de a spune acel lucru. Ați mai auzit asta înainte? Deci sunt oameni care spun în felul următor. Nu sunt de acord cu tine, dar voi apăra până la moarte dreptul tău de a spune acel lucru cu care eu nu sunt de acord. Există aici persoane LGBT care spun, nu sunt de acord cu acest proprietar de afacere, dar îl voi apăra până la moarte dreptul lui de a-și vinde torturile din afacerea sa pe terenul său, oricui dorește sau nu să le vândă. Deci dacă putem elimina
Vreau să înlăturăm limbajul cu prejudecăți cu care trebuie să ne familiarizăm pentru a ajunge la rădăcina dezacordului. Pentru că nu toți cei din aripa dreaptă sunt homofobi sau cred că homosexualii nu ar trebui să aibă torturi de nuntă. Ceea ce cred ei este că libertatea ar trebui să fie principiul de bază. Deci aceasta este de la Asociația Baroului American. Citez. Niciun caz aflat în fața Curții Supreme a Statelor Unite în octombrie 2017 nu a primit mai multă atenție sau nu a ridicat probleme mai importante decât cazul dintre cofetăria Masterpiece versus Comisia pentru Drepturile Civile din Colorado. Deja din nume ar trebui să vedem. În primul rând că este vorba de acea cofetărie versus Comisia pentru Drepturi Civile și Comisia pentru Drepturi Civile din Colorado, dacă au drepturi civile în denumirea lor, știți că etosul lor este egalitatea, nu libertatea. Etosul lor este egalitatea. Ei se uită la el și spun că el nu are libertatea. Așa că îl duc până la Curtea Supremă. Problema de fond este profund semnificativă. Are o afacere dreptul constituțional de a discrimina pe baza convingerilor proprietarului său? Aceasta este propoziția care este la baza problemei. Toate statutele antidiscriminare pun în discuție o tensiune între egalitate și libertate. Orice lege care interzice discriminarea, fie că este bazată pe rasă, sex, religie sau orientare sexuală sau orice alt motiv, neagă libertatea de a alege pe cine să servești sau pe cine să angajezi. Deci ce spune Asociația Baroului American în contextul acestui caz de la Curtea Supremă este că ori de câte ori apare un caz ca acesta, motivul pentru care este o problemă care produce atâta dezbinare nu este faptul că o parte crede că homosexualii ar trebui să aibă torturi de nuntă, iar cealaltă parte crede că nu ar trebui să aibă torturi de nuntă, totul se reduce la etosul lor, în care fie cred că libertatea guvernează, fie că egalitatea guvernează. Acestea pot coexista. Oamenii de aici cred în libertate. Sunt și aici oameni care cred în egalitate. Dar ce te faci când cele două se confruntă? Pentru că ele se ciocnesc constant una cu cealaltă. Și când ajung la un punct de ciocnire, care dintre ele se predă celeilalte? Se predă egalitatea în fața libertății? Sau libertatea se predă în fața egalității? Toate statutele antidiscriminare pun în atenție și aduc în conflict libertatea și egalitatea. Orice lege care interzice orice tip de discriminare neagă libertatea. Acesta este baroul de avocați, așa că folosesc acești termeni de egalitate și libertate foarte exact, foarte precis. Și recunosc acest conflict care există între libertate și egalitate. Și de fiecare dată când apar aceste cazuri, problema este care dintre ele cedează. Iar dacă acest proprietar de afacere este forțat să angajeze sau să vândă sau să acționeze împotriva ideologiei în care crede, acest lucru îi încalcă libertatea. Egalitatea a luat locul libertății, a fost mai presus de libertate. Are logică? Marie? Vreau să spun, ca răspuns la întrebarea ta, când se ciocnesc, care dintre ele este corectă? Și am vrut să spun, ei bine, atunci trebuie să ne întoarcem la Constituție și să ne uităm ce spune Constituția despre drepturile noastre, spre deosebire de situația în care facem rău unei alte persoane. Sunt de acord cu tine.
Am nevoie de un moment pentru a-mi aduna gândurile. Greg, am pierdut legătura atunci. Cum e legătura acum? Mi-am scos căștile, așa că folosesc doar calculatorul. Mă puteți auzi bine? Da? Bun. De fapt, când vorbeai despre magazinul de construcții care a angajat numai bărbați, vreau să spun că asta sună ca un tort de nuntă, înainte ca tu să ajungi la asta. Dar vorbind despre Constituție, totul depinde de modul în care o citești, pentru că știm cum citește dreapta Constituția și cum citește stânga, cum citim noi, cum obișnuiam să citim. Deci este diferență, deci poți ajunge la concluzii diferite în funcție de metodologia de citire a Constituției. Sunt de acord și de asemenea sugerez cât de mult ar trebui să vă intereseze ce gândeau proprietarii de sclav din secolul al XVIII-lea. Ne închinăm și le urmăm cuvintele exacte sau vedem sensul a ceea ce trebuia să fie America? Și aș vrea să sugerez că Țara Glorioasă, unul din motivele pentru care este glorioasă e pentru că ar trebui să le aibă pe amândouă. Noi nu suntem împotriva libertății. Putem empatiza și eu empatizez cu poziția lor. Este vorba de statuia libertății, nu de statuia egalității. Aceasta este ceea ce Statele Unite au celebrat încă de la început. Putem intra în complicații, probabil săptămâna viitoare, dar aceasta a fost etosul a ceea ce celebra America, indiferent cât de prost au făcut-o adesea. Era vorba de statuia libertății, era vorba despre libertate. Ei încercau să fugă de control, de autoritarianism, pentru a găsi libertatea în lumea nouă. Deci cred că putem vedea acest lucru, că nu este ceva rău, însă atunci când aceste două se ciocnesc, pentru că sunt oameni aici cărora nu le place rasismul, cărora nu le place sexismul, care vor să vadă persoanele LGBT căsătorite, chiar să prospere, însă ei cred că în centrul Statelor Unite, atunci când aceste probleme se ciocnesc invariabil, libertatea trebuie să învingă. Deci veți vedea oameni în această parte a baricadei aducând un fel de argument. Ce se întâmplă dacă persoana care deține această cofetărie este chiar LGBT și vrea să vândă prăjituri doar persoanelor LGBT? Ei vor spune, bine, acum fiți consecvenți. Aceasta este problema pe care o vor avea cu lucruri precum spațiile destinate exclusiv femeilor, sălile de sport destinate exclusiv femeilor. Ei vor vedea inconsecvențe cu această parte, așa că vor spune, dați-le tuturor libertatea, doar dați-le tuturor libertatea și apoi lăsați societatea să se convingă în mintea lor, să se schimbe în timpul lor pe măsură ce noi îi motivăm și îi educăm. Așa că știu că nu mai avem timp, dar vreau să vedem în această lumină, nu urâțenia acestui lucru, ci faptul că există un scop cu privire la libertate, că cineva care este LGBT și oamenii au făcut-o, pot să susțină proprietarul acestei cofetării, pentru că oricât de mult nu sunt de acord cu ceea ce spune cineva, voi lupta până la moarte pentru libertatea lui de a o spune. Nu trebuie să fii anti-LGBT ca să crezi că are dreptul să aibă prejudecăți. Această parte spune că nu are această libertate, nu are dreptul de a avea prejudecăți și vom avea un guvern mai mare pentru că vom impune egalitatea. Va trebui să încheiem din cauza timpului, vom reveni asupra acestui subiect săptămâna viitoare. Trebuie să luăm în considerare egalitatea și libertatea. Dacă aveți gânduri sau întrebări la care nu s-a răspuns sau care apar în timpul săptămânii, ar fi super.
pe cine pot ruga să se roage pentru încheiere, pe cine ne-am rugat de mult. Josephine, te super, îmi cer scuze. Știu că nu toți am ajuns la toți, dar putem relua de aici săptămâna viitoare. Josephine, ai putea să te rogi pentru noi? Da, sigur, Elder Tez. Doamne, îți mulțumim pentru acest minunat privilegiu pe care ni l-ai acordat de a participa la studiul lui Elder Tez. Până acum am învățat atât de multe de la ea și de asemenea îți mulțumim că am putut să comunicăm cu ea și între noi și îți mulțumim pentru faptul că mulți dintre liderii noștri vor urmări această înregistrare și îți mulțumim pentru faptul că mulți din întreaga lume vor beneficia de ea. Și îți mulțumesc pentru cei care au participat și mă rog ca noi să fim deschiși și să participăm, pentru că acest lucru este ceea ce ajută grupul nostru să crească și să se dezvolte. Și te laud pentru această minunată zi de sabat și pentru bucuria pe care o avem de a ne întâlni împreună și știu că mulți și-ar dori să poată participa la această grupă de studiu și este considerată ca fiind un privilegiu, eu așa consider și sunt sigur că mulți din grup sau toți membrii acestui grup consideră aceasta un privilegiu. Te lăudăm și îți mulțumim, Doamne, și așteptăm cu nerăbdare să învățăm mai multe pe măsură ce ne descoperi și ne extinzi mintea ca să le putem primi. Te lăudăm în numele lui Iisus. Amin.